După un 11-1 cu spicul izvoarele, Dunăra Giurgiu a dovedit că, deși a făcut multe transferuri, iar echipa este ca nouă, jucătorii s-au înțeles foarte bine în teren. Echipa are în spate câteva amicaluri de pregătire înaintea începerii campionatului, partide care au prins bine jucătorilor. Am făcut o pregătire împreună și eu zic că ne cunoaștem destul de bine. Dunăra a păstrat doar 8 jucători din ediția trecută, a adus 14 cu echipieri noi și a promovat în lot 2 jucători de 15 și 17 ani de la centrul de juniori. În partida de debut a campionatului, Ionuț Fluieric a fost golgheterul echipei cu 5 goluri. Vânezi un nou titlu de golgheter și de campion? Nu, încerc să fac pe altcineva golgheter și eu să-mi fac treaba cât mai bine aici.